Ne bucură faptul că am fost selectați printre cei 16 beneficiari ai acestui proiect, dat fiind faptul că grădinița noastră consumă foarte multă energie, în jur de 5.000 de kW. Acest proiect ne oferă posibilitatea și oportunitatea de a economisi în jur de 40% de energie electrică. Acest proiect este binevenit pentru cei 46 angajați ai instituției și totodată va crea și creează condiții prielnice pentru educație la nivelul așteptărilor pentru cei 180 de copii care frecventează la moment instituția. Am participat la acest proiect oferit de Suedia în legătură cu faptul că se vede și mai de mult și acum se vede situația energetică din țară și din preajma noastră, unde participând la acest proiect am decis că dacă vom fi câștigătorii vom avea un beneficiu. Beneficiul va fi următorul, unde nu vom depinde de furnizorii de curent electric din regiune. De perspectivă, vom racorda și sistemul de încălzire la panourile fotovoltaice, precum că sperăm că să avem rezervă de curent electric care le vom putea folosi și la încălzire. În principiu vor avea de câștigat și cetățenii, și copiii, și în principiu și țara.